România poate pierde finanțarea europeană deoarece autoritățile nu au elaborat o strategie națională și nici nu au monitorizat implementarea ei în ultimii 3 ani, arată Centrul Român de Politici Europene. O altă măsură propusă de Centrul Român de Politici Europene este creșterea sumei alocate porției zilnice pentru elevi. Uniunea Europeană condiționează finanțarea programului de existența unei strategii pentru anul școlar 2015-2016. În absența acestei strategii, autoritățile județene și locale nu vor mai putea face cereri de finanțare din fondurile europene alocate. În condițiile în care România s-a situat în 2012 pe locul 4 din 26 de state din punct de vedere al absorpției de fonduri pe programul de lapte școlar, atrage atenția Centrul Român de Politici Europene. În prezent, 20 de milioane de copii din 26 de țări membre ale Uniunii Europene beneficiază de programul Cornul și Laptele.